Bună seara, sunt Roxana Gheorghian. Bun găsit la informațiile despre vreme. Să vedem pentru început cum va fi atmosfera pe continent. În regiunile nord-vestice și nordice, în cele centrale, estice și estice, vremea va fi închisă și va ploua. Vreme frumoasă și cer senin va fi deasupra zonei sud-estice a Spaniei, în Franța, în sudul Germaniei și în estul Austriei, în Italia și în vestul Ungariei. Vântul se mai domolește, iar valul de căldură din țările sud-estice și central-estice se va retrage către sudul mediteranean. În Spania și în Franța rămâne în continuare foarte cald, acolo maximele vor depăși 35 de grade. La noi în țară, mâine, temperaturile rămân ridicate, maximele se vor încadra între 28 și 36 de grade, așadar valul de căldură persistă în zonele joase din vestul, sudul și estul țării, unde disconfortul termic va fi accentuat. În a doua parte a zilei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia și în zonele de munte, vremea va fi instabilă, va ploua, iar pe arii restrânse cantitățile de apă vor depăși 25-35 de litri pe metru pătrat. În restul regiunilor, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se pot semnala doar izolat. În capitală vom avea parte de încă o zi caniculară, maxima va atinge 35 de grade la amiază. Disconfortul termic rămâne ridicat, însă după amiază se va înnora și este posibil să plouă. Duminică se menține vremea călduroasă, termometrele vor indica tot 35 de grade. Cerul va fi variabil cu unele înorări în a doua parte a zilei, când vor fi șanse slabe să plouă. Luni, maxima va atinge 34 de grade, așadar încă o zi caniculară cu disconfort termic accentuat. Pe cer vor mai fi câțiva nori, însă șanse să plouă sunt doar după amiază și seara. La munte, instabilitatea atmosferică se va accentua, iar în a doua parte a zilei vor fi înorări și perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor fi însemnate. La mare, în schimb, vremea rămâne caldă și frumoasă, deși disconfortul termic se va menține ridicat, cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 30 de grade, iar apa mării va avea o valoare maximă de 24 de grade. Pe litoralul bulgăresc se anunță o nouă zi însorită și caldă, numai bună pentru plajă. Temperaturile se vor situa între 25 și 27 de grade. În Grecia, cerul va fi variabil spre senin, iar temperaturile mai cresc puțin. Maximele vor porni de la 25 de grade și se vor opri la 30 de grade. Revenim la noi în țară. Duminică vom avea parte de vreme caldă, chiar caniculară în zonele de câmpie, unde și disconfortul termic va rămâne ridicat. Cerul va fi variabil cu unorări temporare în a doua parte a zilei, în nord-estul țării și în zonele montane și submontane, unde local vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe alocuri vor fi vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 36 de grade. Și luni va fi foarte cald în regiunile vestice și nord-vestice și pe arii restrânse în centrul și sudul țării va fi caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade, cu valori ceva mai ridicate în câmpia de vest, unde se vor înregistra 37 de grade. După amiază, în sud-vestul, centrul și nord-estul teritoriului, se va înnora și vor fi averse cu descărcări electrice și vânt puternic. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme, să aveți o seară liniștită, numai bine!